Știu că voi termina prin a fi înfrânt, a declarat în 1981 la instalarea la Națională cel mai tânăr selecționer ajuns până atunci la conducerea reprezentativei. Și totuși, Mircea Lucescu a părăsit mai mereu echipele pe care le-a condus ca un învingător. De la Național a plecat după un 4-0 cu Austria, de la Dinamo a plecat după ce cucerise titlul de campion, de la Galatasaray a plecat după ce devenise campion al Turciei. El se dovedește ca antrenor ceea ce a arătat ca jucător, un om serios, un om responsabil, un om care își măsoară foarte bine pașii și care riscă în măsura în care riscul este permis. Lucescu a fost un jucător important. După mai mult de 40 de ani, el a doborât recordul de prezență națională a lui Bodola. A jucat de peste 70 de ori în selecționata României, cel mai important meci fiind fără îndoială cel cu Brazilia lui Pele la Campionatul Mondial din Mexic, când Lucescu a fost capitan. O carieră de asemenea învergură este pusă totuși în umbră de ceea ce a realizat ca antrenor Lucescu. El a câștigat mai ales datorită seriozității. Este un antrenor care știe ce face și face ce știe. Un antrenor care gândește foarte bine fotbalul în raport cu echipa pe care o antrenează și totodată în raport cu echipa adversă, ca să folosesc așa un termen din fotbal. E un antrenor bazat. Lucescu s-a impus de la început. A fost mai întâi fenomenul Corvinul și lansarea unor jucători ca Rednic, Mateuț, Andone, Klein sau Gabor. La Națională marchează o epocă în cei 5 ani ai mandatului său. Duce România în premieră la un turneu final de campionat european, câștigând o grupă infernală cu Italia, Cehoslovacia și Suedia. Victoria cu campioana mondială Italia reprezenta un succes fără precedent pentru fotbalul românesc. La Euro 84, România remizează cu finalista acelei ediții, Spania. Lucescu ratează calificarea la Mondialul din 86, dar și în urma acelei campanii rămân promovarea lui Hagi în calitate de capitan la 20 de ani și egalul memorabil de pe Wembley cu Anglia. Echipele lui Lucescu nu plac, ele mai degrabă impresionează prin organizare și prin eficiență. Lucescu e mai puțin, dacă vreți, un gânditor al fotbalului, este mai degrabă un matematician. El face echipe capabile să câștige și asta este până la urmă ceea ce impune. Mircea Lucescu construiește încă o formație remarcabilă la Dinamo, cu care va reuși în 1990 să stopeze supremația marii echipe a Stelei, câștigând campionatul. În Europa, Lucescu ajunge cu Dinamo în 89 în sferturi, iar în 1990 în semifinalele Cupei Cupelor. Lucescu va regreta întotdeauna că nu a putut specula la maximum potențialul unei echipe care în 90 avea în Naționala României 7 jucători sub 21 de ani și care s-a destrămat în acel an. Dacă în anii 90 această echipă nu s-ar fi destrămat, mulți dintre ei plecând peste hotare, cred că ar fi fost unul dintre cele mai puternice. Mă aduc aminte ce spunea Boșco și Sacchi, declarația că făceau în Italia, în legătură cu Dinamo București, spuneau că este echipa Europei pentru următorii 4-5 ani. Lucescu a fost singurul român care a antrenat în campionatul italian, cel mai puternic din lume în anii 90. Ca întotdeauna se înconjoară de jucători români, Hagi, Răduceoiu, Sabău, Mateuț, Lupu. Traseul care a cuprins Pisa, Brescia și Reggiana culminează cu chemarea la Interul lui Ronaldo, Poaccio și Zamorano. În afară de Ștefan Covaci, antrenor al Ajaxului lui Cruyff, niciun român nu a mai antrenat o echipă străină de o asemenea învergură. Apogeul ca mod de recompensare a ceea ce am făcut eu până atunci a fost atunci când Moratti m-a chemat la Internațional Milano. Din păcate n-am nimerit într-un moment foarte, foarte bun. L-am înlocuit pe cel care cu o zi înainte de instalarea mea a luat premiul de cel mai bun antrenor al Italiei. Această nu mi-au iertat-o. Cei colegii lui, presa, televiziunea nu mi-au iertat și mi-au creat o atmosferă destul de grea. Chiar dacă în primele 5 meci pe San Siro a marcat 25 de goluri, chiar dacă fiecare meci termina cu un festival. Al doilea titlu din istoria Rapidului obținut în 1999 se datorează în mare măsură lui Lucescu. Când se credea că Il Luce nu mai are mare lucru de spus în străinătate, a venit în 2000 surprinzătoare ofertă de la Galatasaray. Supercupa Europei după victoria în fața lui Real Madrid și calificarea fără precedent pentru echipă din Turcia în sferturile UEFA Champions League ne relevă un Lucescu mai puternic ca niciodată. Deși pierde după acest prim an la Galata o întreagă echipă, Lucescu va face ce știe el mai bine. Reconstruiește o formație cu care devine campion. Granzii Europei cad victime lui Lucescu în UEFA Champions League. Avându-i pe Hagi și Popescu lider la Galatasaray, Lucescu învinge pe Real, Milan, Deportivo, Lazio, Monaco, Paris Saint-Germain, Eindhoven sau Glasgow Rangers și pleacă neînvins de pe stadioanele Barcelonei, Romei sau lui Liverpool. Pentru că suntem totuși în Balcani, Lucescu este îndepărtat în ciuda acestor succese de la Galatasaray și înlocuit cu Fatih Terim. Rivala Beşiktaş profită și îl angajează pentru un sezon special, cel al centenarului clubului.
Revanșa lui Lucescu este deplină. Lider în Turcia fără înfrângere și recâștigarea adulației publicului de pe Ali Samien când îl învinge pe Derim chiar pe terenul său. Atunci când un întreg stadion care îți dorește înfrângerea te aplaude și te ovaționează și strigă și un cor imens, sigur te simți mic, dar te simți în același timp enorm de mare ca și a satisfacției. Ultimul rezultat este cel care dă valoarea unui antrenor, iar Lucescu este în acest moment un român care a reușit ca nimeni altul într-o meserie teribilă. Un antrenor adevărat, un antrenor mare în fotbal, este cel care are cel puțin un ulcer și cel puțin o demisie.